Bună dimineața! Aproximativ 1,5 milioane de persoane sunt tratate de diabet în România. 10% dintre acestea suferă de diabet de tip 1, restul suferă de diabet tip 2, iar 20% dintre pacienții cu diabet zaharat tip 2 ajung în 6-10 ani la tratament cu insulină. Cu ajutorul senzorului de monitorizare glicemie, pacientul știe la fiecare 5 minute care este nivelul glicemic din sânge și poate interveni pentru a regla acest nivel, evitând astfel crizele de hipoglicemie sau hiperglicemie. Aflăm detalii de la autorități chiar acum. Dorim să găsim formula prin care pacienții să aibă acces cât mai facil și cât mai ușor, fără să complicăm nenecesar, birocratic, acest acces al pacienților. Dacă se poate face, am toată deschiderea să explorăm formule prin care oamenii au acces mai ușor și mai repede la ce au nevoie. Iar o soluție este posibilitatea ca dispozitivele de monitorizare a diabetului să fie ridicate din farmacii la recomandarea medicilor specialiști. O să ne uităm și o să analizăm și acest lucru și cred că ăsta va fi și una dintre subiectele prioritare a acestui task force de luptă împotriva diabetului. Complicațiile date de diabet pot apărea atunci când valoarea glicemiei nu este monitorizată corect și la timp. Cel mai greu este în cazul copiilor care sunt la grădiniță sau la școală. Pentru aceștia, senzorul de aplicații la distanță poate fi colacul de salvare. Micuții pot fi monitorizați de părinți de la distanță atunci când sunt la școală prin aplicația de la distanță. Din păcate, puțini pacienți obțin aceste dispozitive din spitale. De aceea și Ministerul Sănătății recunoaște că accesul ar putea fi mai facil dacă dispozitivele ar putea fi ridicate din farmacii. E posibil să fie o soluție, repet, orice birocratizare excesivă a accesului la medicamente sau la dispozitive medicale, mai ales dacă este vorba despre copii, cred că trebuie reevaluată în sensul reducerii acestei componente birocratice care întârzie accesul la astfel de dispozitive. Eu pot să am anumite idei legate de modul în care ar putea să fie soluționate aceste probleme, dar ele trebuie să fie asumate de către cei care au contractele de furnizare în mână. Pacienții au dreptul gratuit la dispozitivele pentru monitorizarea glicemiei prin Programul Național de Diabet. Din păcate, multe spitale au stocuri lipsă din cauza fondurilor insuficiente sau din cauza procedurilor greoaie de achiziție. Plângeri în acest sens vin și din partea bolnavilor care așteaptă rapid o soluție. Am din partea pacienților sesizări cu privire la această problematică. Ceea ce mi s-a transmis ca și informație și ceea ce vă pot spune public este că dosarele, cel puțin în ultima perioadă, au mers foarte greu pentru aprobarea acestor device-uri și inclusiv datorită finanțării, la ora actuală problematica finanțării, bugetul a fost un pic limitat în a continua ca pacienții să aibă acces. Cu siguranță discuțiile se vor duce la nivelul Casei Naționale cu sesizările primite de către noi, tot ce primim le trimitem la Casa Națională și sperăm că nu vor fi continuate. Mai există și o altă, a doua problemă, faptul că știm cu toții achizițiile pe spital se derulează foarte greu, sunt foarte birocratice și de multe ori, mai ales în momentul când n-ai rectificare bugetară, pentru că știm cu toții n-avem rectificare bugetară, e foarte greu să te angrenezi ca și spital în achiziții fără să ai filă de buget. Predicția pentru anul 2045 și este absolut îngrijorător faptul că se estimează că vor fi 700 și de mii de persoane cu diabet, cu vârstă peste 20 de ani. Dacă luăm cazul unui copil cu diabet tip 1, acesta în cele mai multe cazuri are nevoie de un senzor cu monitorizare la distanță. Astfel, părinții pot vedea pe aplicația instalată pe telefonul mobil din 5 în 5 minute orice variație periculoasă a valorilor glicemice din sânge și pot evita astfel complicațiile. Așa că până data viitoare, sănătate multă!